Bine ați venit, dragi telespectatori, telespectatoare și animale! În acest episod vom descoperi furia lui Barbă Lată, care, după miliarde și miliarde de ani, a reușit să evolueze. Tranziție, mandarină! Tranziție, Andy! Andy, tranziție, domnilor! Tranziție, Barbă Lată! Acest specimen doarme acum. Priviți-l cât de ginga și e. E un mic barbar. Nu! Nu este aici! Înseamnă că e la vânătoare undeva. Andy! Lasă-mă! Ne vom face! Ieși! Acesta poate fi oriunde! Oricând! Și oricine! Andy, e sigur că ești tu? Recunoaște! Nu, domnule! Nu! Această mandarină a fost capturată de puterea lui Barbă Lată. De la miros, aceasta a fost găurită în interior. Hai de Andy, exorcizează-o! Exorcizează-o, Andy! Hai de Andy, știu că poți, mai trebuie! Mai atenți, tot pomnul Andy! Acesta este Sigmodul de la mandarina exorcizată. Domnule, Andy, am vins forța mirosului. Am câștigat o bătălie, nu războiul. Uitați, au fost victime colaterale. Degetul a fost rănit în lupta disperată. Acum du-o la camera de incinerare. Ok. Asta este ultimul lucru a viețuitoare care a intrat în contact cu Barbă Lată. Aici a ajuns biata de ea. Pentru telespectatori din episoadele trecute, recunoașteți acest fez? Ei bine, este evoluția, este Sigmodul fezului lui Barbă Lată. Principala sa armă de vânătoare. I-am pus un dispozitiv de localizare pentru a ține pe inamici la depărtare. Noi suntem singurii care urmăresc activitatea. Vom intra în profunzimea burlogului său să vedem ce putem găsi. Acesta este... Nu vine să cred, este un nou dispozitiv de vânătoare a lui Barbă Lată. Andy, să-l testăm! Nu! Andy este principalul tester. Lui nu este frică de nimic. Da, da. Andy, vino aici. Bă, ce vine de Barbă Lată? Nu! Andy a fost rănit? Nu, dar domnul! Acum, priviți mai complexitatea dispozitivului. Dragi telespectatori, Andy a fost corupt! Barbă Lată! Andy, nu! Ardei umpluți! Deodorant de mașină! Nu, domnule! Nu! Nu, Andy! Nu, da, domnule! Uitați, priviți specimenul suprem de barbă latizare! Nu! Trebuie să-l încheiem în cușcă! A fost prins! Acum îi putem studia activitatea. Andy, îmi pare rău, voi încerca să te aduc la normal, prietene. Nu, Andy! Nu lăsa să te corupă! Luptă cu virusul, Andy! Luptă cu virusul! Dă-i, Andy! Nu! Nu lăsa să câștige! Andy, am vins! Nu, domnule!
Pentru a învinge un barbălat, trebuie să devii un barbălat. Transformarea trebuie timp transformării să reușească. Cum vedeți, m-am întors eu. M-am întors din fenomenul de barbaletizare. Acum ciorici se transformă în el. După cum vedeți, are un mers șchiop și ghebos. Nu știe să meargă decât crăcănat. Orice ar face, merge tâmpit. Și miroase ardei un plus, din păcate. După cum vedeți, încearcă să comunice sau încearcă să danseze. El face aceleași lucruri deodată. Face 360, 720. Asta e vals, nu știu ce dracu. Te rog, bestio. Ok? Eu sunt Andy. Mă salvați-mă! Ok, după cum vedeți, încearcă să-mi facă lucruri care nu le fac decât lui maică-sa. Nu. Asta. După cum știu, barbălată e frică, doar. Pentru că Andy are bicepsul mare. Și revine, cred, sper. Ajutați! E timpul să facem pe caratist. L-am învins cu tehnicile mele de supraviețuire. După cum vedeți, își mănâncă din cravată. N-are gust bun, știu. Am încercat și eu. Nu plânge, micule Barbie. Ce mândru! Ajutor! Nu! După cum vedeți, și-a dat drumul aici. Aici sunt barbăleți mici. Noroc că nu și-a dat drumul în mine. Dumnezeule mare! Dispari, bestio! Zamă de zacuscă! Esență de rom! Zamă de cioară! Easy, calm. Nu uita, ciorici, ți-am fost mereu alături. Cine te bătea când erai mic? Cine îți dădea muie? Asta e. Cine te hrănea? Nu trebuie să-ți dai cam așa jos. Ok. Știu că acolo e grăsime, da.